Doamnelor și domnilor, românii sunt inventivi și încep să se implice și în promovarea țării lor, indiferent de capitalul ce îi mână în luptă sau de proveniența capitalului. Un tânăr din Sibiu, director până acum 4 ani, s-a lăsat de meserie și a cumpărat o dronă și acum promovează puternic turismul românesc în țară și în străinătate. În România sunt vreo 4.000 de drone în momentul de față, din care doar 60 sunt înregistrate oficial. Dacă în urmă cu aproximativ 6 ani cuvântul dronă se auzea rar prin universități în cadrul cercetărilor, acum a devenit un adevărat fenomen. Modelele comerciale sunt din ce în ce mai ieftine, iar pasionați de fotografie și filmări aeriene sunt destui. Plaja este extrem de mare și impactul este deja mare și va fi foarte mare și în anii viitori. Octavian Isăila are 37 de ani și și-a propus să fotografieze și să filmeze de sus mai toate zonele turistice din țară. Le adună pe toate pe un set de promovare a României. Am preluat partea de prezentare și branding la Bâlea. Avem un filmuleț foarte frumos făcut pe prezentare vară-iarnă, pe un fel de poveste. Am un parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu, în care le-am pus la dispoziție toate producțiile pe care le fac în județ, pe pagina lor. Până acum 4 ani a fost director într-o fabrică de producție alimentară din Sibiu. La 33 de ani s-a hotărât că vrea să facă altceva pe plan profesional. A luat 25.000 de euro de la Uniunea Europeană, a mai pus el 10.000 de euro și și-a cumpărat o dronă și a început să promoveze România. În 2 ani a ajuns să aibă 6 drone. Pentru cea mai mare plătește o asigurare anuală de 2.300 de euro. Sunt bani mulți, dar i-a recuperat rapid cu o singură filmare pentru primăria Sadu din județul Sibiu. A făcut o prezentare video a zonei pentru 2.600 de euro. De altfel, niciun astfel de proiect nu este ieftin. Putem începe de la 300 de euro și ne putem opri la 10 de mii de euro, funcție de solicitările clienților, de numărul de producții. O oră de filmare din avion sau elicopter costă câteva mii de euro, în timp ce o oră cu drona costă câteva sute de euro. În plus, o dronă poate să zboare mai jos, iar imaginile surprinse pot fi de-a dreptul spectaculoase. Practic, de la agricultură și arheologie până la mass media, dronele ar putea să transforme numeroase domenii în deceniile următoare, iar Octavian nu regretă că s-a reorientat profesional. Câștigă mai bine acum decât atunci când era director. Ca și startup, firma din România, nu discutăm de cea internațională, a avut un profit de 10.000 de euro. Se estimează că în România sunt aproximativ 4.000 de drone. Dintre acestea, doar 60 de aparate sunt înregistrate oficial. Legislația cu privire la drone este încă în curs de elaborare, dar conform proiectelor actuale, toate versiunile comerciale ar urma să fie înmatriculate. În plus, zonele unde vor putea fi folosite ar putea fi strict reglementate. Singura obligație pe care o au acum proprietarii lor este să le înregistreze la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Foarte drăguț. Sunt mulți oameni care încearcă să promoveze România, în cele mai multe cazuri sub forma unor proiecte de voluntariat.